Gabriel Dorobanțu, Marcel Pavel. Și Raul, bineînțeles. Eu și ea a venit cu mine să mă însoțească, nu pentru ce s-a scris undeva într-un ziar. Ce s-a scris pe undeva într-un ziar? Nu mai prostii. Că, vezi, doamne... Ce, să faceți un copil sau ce? Eventual, da, în Marea Rocie să facem un copil. Dar nu puteam să ne desprecăm de frig. Să copie la roșie. Nu. Și am cântat... Marea Roșie ca focul să-i surâdă... Da, noroc. Și ei surâd norocul. Și am cântat 3 duete în recitalul meu la final. Și după aceea, a doua zi, ea a fost invitată, a întrebat-o Raul dacă are un CD cu ea la ea. Și având un CD cu ea la ea, a cântat și ea. Și ce să spun? Aveam suportul tehnic la mine. Suportul tehnic era. Deci oamenilor le-a plăcut foarte mult. De fapt, fiecare artist pe care l-am pomenit. Eu mă bucur că am fost într-un grup atât de frumos, da? Fiecare are succesul lui, fiecare are treaba lui, fiecare are aplauzele lui, deci nu am venit aici nici să ne lăudăm, nici să spunem că cineva n-a fost bun. Toată lumea a fost la fel de bună, la fel de bine primită, la fel de frumoasă și cu asta gata. Numai că mulți dintre cei cu care am vorbit, că am vorbit cu foarte mulți care au venit la această romaniadă, lor le place culmea, muzica populară. Le place mult muzica populară pentru că noi suntem români și noi vrem să auzim așa ceva. Da? Deci, Daniela Condurache, doamne. Am uitat-o. Da? O, să ne ierte. Da, să ne ierte, dar n-am uitat-o că vreau să știu cum... Tu aveai voie să răcești, în primul rând? Că nu are voie să răcească, dar nu a răcit. Dar cine a spus treaba asta? Dar poți să și răcești, care e problema? Da, poți să și răcească, dar vreau nu a răcit. Vreau să spun nu un lucru. Apropo de ce am vorbit noi odată ultima oară, trebuie să mulțumesc cerului, luminii și Dumnezeu, cum vrei, și doctorului care m-a operat, pentru că vreau să spun ceva, este de neimaginat să mă simt atât de bine, mâine având 3 Mâine împlinești 3 luni de la operație. De la operație. Și mă simt dumnezeiește. Îi mulțumesc domnului profesor Horatiu Moldovan. Îi mulțumesc din toată inima, îl iubesc și dacă ne aude și ne vede sau sunt cunoștințe de ale dânsului, deschid la emisiunea ta să spună mai departe, pentru că pentru mine este un miracol. Eu n-am crezut că o să pot să ajung în Israel, sincer. Nu am tu aveai crezut. Deja programat concertul ăsta, era... înainte de operație. O, din luna februarie. Din februarie anul trecut. Anul trecut, da. Și la un moment dat m-am întâlnit cu Liliana la mall la noi, unde se face Neața și prietenii de la 11, da, la promenada. Și păi, trebuie să spui că dacă îi spun tot timpul, am spui și eu, fără să vrem, nu? Se pomenește. Așa. M-a întrebat, a venit ea la mine, m-a recunoscut, mi-a zis dacă vin, dacă nu știu ce, zic cu tot dragul, cu toată dragostea, totuși să mă simt bine, știi? Am fost așa ușor îndoit, dar dacă mă simt... Nu credeai că la 3 luni, nici 3 luni de la operație, vei putea să iei avion, să cânt, Sunt efectiv, mult, mult mai bine, sunt nou, sunt minunat, mulțumesc tuturor și tuturor bine, celor care s-au gândit Revelion. Frumos la mine. Îi iubesc și de pe dinainte toți. De Revelion deci, a cântat. Asta sau răceala asta sau da, ce ai cântat. Eu am o rinită alergică. Am o rinită alergică și probabil schimbând mediu și stând și într-un aer condiționat, asta e, ești mult mai sensibil când ai rinită. Da, ai fost și cu minte după operație. Și ce să fac? Am fost cu minte că... Păi cum? Că unii ies de pe masa de operație și zic, gata, nenea doctorul m-a făcut bine, m-a operat. Nu, așa ceva nu se poate. Pot să mănânc orice, nu pot să poate. Beau, pot să bine, fumez. Trebuie să mulțumesc și, cum să spun eu, infinit de mult și celor minunate doamne de la terapie intensivă, care sunt niște îngerași pe pământ, pur și simplu, și care se poartă la fel de frumos și la fel de egal cu toți pacienții care vin în urma unor operații. Acum, sigur că tu de analiză, dar trebuie să respecti indicațiile doctorului. Am respectat tot. A fost foarte cuminte, asta sărat, numai în casă. Ei, nu sărat. Nu mănânc sărat... Mai puțin. O perioadă, dar în rest și mă apuc să mănânc eu dar sărături. Dar oricum el nu mânca sărat. Nu mănânc sărături sau sărat, sau să spun că, vai ce-mi place, condimentat sau foarte sărat. Nu, mânca normal dintotdeauna. Nici nu erai genul care să mănânci la masa de ajun un porc întreg? Doamne, ferește. Nu, cred că am mâncat două sarmale, atât. Da.
două sarmale pe care le-a făcut un, am rugat pe cineva, că noi n-am avut când și cum să facem, un foarte bun prieten care gătește dumnezeiește. Este un om cu care am făcut multe turnee împreună, a fost clăparul formației Savoy și nu știu de unde are el un asemenea talent, da? Dar gătește atât de bine și l-am rugat dacă își face pentru el sarmale, să-mi facă și mie. Și mi-a făcut și mie 15 sarmale și trebuie să recunosc că n-am mâncat 15 în... sarmale? 15, pentru noi. Da, cred că le-am ținut vreo 15 zile odată, două. Le-am ținut foarte mult în frigider, dar sarmale mai bune ca la n-am mâncat în viața. Și îi mulțumesc. Nelu, mersi. Cozonac... Cozonac am luat de la... Cârnați... Nu, niciun cârnat. Mai mult un chec. Pentru că n-ai voie sau n-ai... Nu suntem cu tocătura, cu cârnați, cu porc, nu prea. Eventual o bucățică de piftie, dacă e piftie, salată îmi place. Salată băf, ceva. Cred că am gustat din salată băf la niște buni prieteni de-ai noștri unde stăm, din bloc.